oarecare amânare. Motivele sunt, firește că le intuiți și dumneavoastră, în primul rând cele financiare. Dar acest număr este primul număr care apare sub o egidă nouă, în afară de Uniunea Universităților Clujene, care a sprijinit revista și fundația foarte bine și foarte, foarte bine și mult această revistă, am fost primiți, adică li s-a oferit, la cerere, bineînțeles, egida Uniunii Scriitorilor din România. Asta este, după mine, o chestiune extraordinară. Iar acum, de ce spuneam de emoții, pentru că atât domnul Mircea Popa astăzi, nu fac în pop, fac în pop din inimă, să puțin, mi-a spus și pentru mine această afirmație este extraordinară. E cea mai bună revistă. Cel mai bun număr. Înainte de domnul Mircea Popa, Horea Bădescu, n-a spus că e cea mai bună, a spus, în schimb, că e un număr foarte bun. Ei, aceste două aprecieri asupra revistei, pe mine, asta mă face să fiu emoționat. Înainte a fost George Albuț, a fost Gheorghean de la Satu Mare, au fost cetățean, Alex Cetățean din Canada. Am primit niște aprecieri asupra revistei, așa cum arată. Nu vă mai țin cu treaba asta. Aș dori să începem cu asta sau să prezentăm în funcție de tipul dumneavoastră.